Animalele sunt parte din lumea noastră și, la fel ca și oamenii, pot să nimerească în situații dificile. Adesea se descurcă singure, dar uneori totuși au nevoie de ajutorul nostru pentru a scăpa de necaz. Astăzi am adunat pentru voi noi secvențe video în care animalele cer oamenilor ajutor. Așa că puneți un like și haideți să vedem despre ce este vorba. Fata din acest video, văzând amfibiile care zăceau cu burta în sus, refuza să accepte faptul că puțin probabil să supraviețuiască. Și câtă dreptate avea! Resuscitarea a avut loc cu succes. Și vulturii măreți mai nimeresc în situații neplăcute. Acest prădător cu aripi, din motive necunoscute, se afla într-o stare deplorabilă și a fost găsit de oameni cu aripa ruptă, blocat între crengile copacului. El deja era dezamăgit și nici nu mai încerca să scape. Dar atunci, lumina speranței a început să strălucească mai puternic decât vreodată. Vulturul a fost tratat și curând eliberat. Ursulețul, în speranța de a mânca ceva, a ajuns într-o groapă enormă de gunoi și n-a mai putut găsi o cale de ieșire. Nu se știe cât ar fi trebuit să stea acolo, dacă nu era omul cu scândura care l-a ajutat să iasă. Fugi acasă, blănosule! Dacă credeți că e un caz unic, ne grăbim să vă descurajăm. Ursuleții sunt curioși și mereu flămânzi, de aia nimeresc des în situații de genul. Cei ce mă miră cel mai mult sunt oamenii care s-au adunat să-i filmeze salvarea pe cameră. Puiul care a căzut din cuib s-a dovedit a fi neputincios și vulnerabil. Sigur nu l-aștepta nimic bun, dar soarta s-a aranjat altfel. El a primit o mamă umană, care cu siguranță va avea grijă de el. Acest șarpe micuț nu putea găsi nicio picătură de apă în deșert și era deshidratat, dar a avut noroc. A fost observat de niște oameni buni care i-au dat un pic de apă. Cuplul era disperat și plin de durere, fiindcă inima vulpoiului lor s-a oprit. Totuși, credința în salvare și eforturile neîncetate au ajutat. Ce ușurare! Micuțul era gata să lupte până la capăt, dar de îndată ce a înțeles că eforturile lui sunt inutile, oamenii au reușit să înceapă salvarea. Acum totul va fi bine. Uneori chiar și cei mai pricepuți prădători eșuează în vânătoare și, ca urmare, îi așteaptă foamea. Și atunci ajutorul omului e binevenit ca niciodată, doar să nu se obișnuiască cu asta. Acești căței abia născuți erau împrăștiați pe stradă și nimeni în afară de acest bărbat nu atrăgea atenție la strigătele lor pentru ajutor. Însă putem fi siguri că au nimerit în mâini bune. Când acest urs a crescut și a rămas singur, a fost nevoit să se adapteze și să-și facă rost de propria mâncare. Din păcate, îi era dificil să facă asta. Mult timp era nevoit să rătăcească flămând. Atunci a venit la oamenii care nu doar că n-au fost speriați de prădător, ci l-au și îngrijit. Dar voi, considerați corect să hrănim animalele sălbatice? Sau credeți că astfel se vor obișnui cu asta și se vor dezvăța să vâneze? Scrieți-ne părerile în comentarii ca să discutăm asta împreună! Toate animalele au instincte și în cazul ăsta instinctele au cauzat probleme. Motănelul care vâna o pasăre a sărit pe geam și din fericire a aterizat pe o parte a clădirii, care nu l-a lăsat să cadă. Un singur apel salvatorilor și pufosul a fost salvat. Sperăm că data viitoare geamurile nu vor fi deschise larg.
Braconierii nu sunt doar aretate în zilele noastre, e anume meritul lor că puiul de tigru a ajuns în capcana. Spre fericirea lui, primii l-au observat niște oameni buni, care l-au eliberat rapid și fără probleme. Această pasăre n-a împărțit ceva cu rudele sale și era într-o stare rea. Din fericire, omul n-a trecut pe alături și a făcut tot ca să o ajute. Un cangur a decis să se recorească în apă și nici măcar n-avea habar unde a ajuns. Epuizat, a nimerit în locuri pline de rechini și nu putea să ajungă la mal. Dacă nu erau acești oameni, nu știm cum avea să se termine totul pentru el. Voi ați risca să notați într-un loc cu rechini, pe un caiac? Eu la sigur nu! Vulpile arctice sunt foarte atente și se deghizează excelent, așa încât să evite pericolul. Dar posibilitatea de a se aproviziona cu niște calorii a făcut-o pe această frumoasă să apară singură în fața oamenilor. De-ar ști cât de scumpă este blana ei, n-ar fi riscat, însă a avut noroc cu oamenii. Acest gerboa a nimerit într-o situație similară, dar ca și în cazul șarpelui. Totul s-a terminat cu bine. Ca să supraviețuiești în sălbăticie, ai nevoie de puteri și noroc, iar această tânără ursoaică din video chiar e norocoasă. A dat de o barcă de pescuit și a cerut mâncare, fiindcă era lihnită de foame. Oamenii desigur că nu au putut să nu răspundă la chemarea de ajutor. Bietul raton, în căutarea mâncării, s-a urcat într-un camion de gunoi, fără să bănuiască că va nimeri fix într-o capcană. Datorită șoferului atent, viața lui continua. Când acest pui de căprioară a căzut în piscină, mama lui l-a abandonat și atunci îngerul păzitor i-a trimis-o pe această femeie. Peste ceva timp, după multe încercări de a reanima micuțul, oamenii au reușit să-l readucă la viață. În noua lui familie, sigur va fi iubit din tot sufletul. Plimbarea prin pădure i-a adus o descoperire interesantă a acestui fermier. Cuibul cu puii care încă n-au reușit să eclozeze se pare că a căzut din copac și bărbatul a decis să salveze noile vieți. A creat toate condițiile de incubator și le-a oferit dragoste părintească. Iată ce a ieșit din asta! Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă ați avut și voi ocazia să ajutați animalele sau păsările. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!